La final va trebui să votați. Vinovat sau nevinovat? Să începem. Lars Koch este acuzat de uciderea cu substanțe nocive a 164 de persoane. Un terorist a deturnat un avion de pasageri. Intenționa să-l prăbușească în mijlocul unui stadion și să ucidă astfel 70.000 de oameni. Generalul Radke a reacționat după câteva minute, timp în care i-a făcut ministrului apărării propunerea de a doborâ avionul Lufthansa. Martorul Lauterbach ne-a declarat că ați interogat ordinul de a nu trage. Da, este corect. Am întrebat de două ori în centrul de control dacă nu va veni totuși ordinul de doborâre. Mă gândeam la soția și la fiul meu. Deci mă gândeam la moarte. Au pătruns sau nu pasageri în cabina de pilotaj? În felul acesta ar fi putut opri teroristul, nu? Lars Koch nu este un erou. El a ucis. Lars Koch a cântărit situația și a luat decizia potrivită.